Bine v-am găsit la un nou clip din Tineretului. Sunt aici cu domnul Luca, care merge cu Peugeot-ul deocamdată. Oare de ce? Oare de ce? E asta întreabă el. Dați voi un subscribe să ne facem cât mai mulți. Am făcut și 1000 de abonați, foarte frumos. Și acum mergem în zonă niște double-uri nebune. Let's go, da. Aia se audă mișto. Gata boys, am ajuns aici și la scări. Le dăm întâi normal și apoi încercăm niște double-uri. Deci ar trebui să vin de aici. Bun. Acum hai să încercăm și double. Tank. Acum pe scările astea. Hai. Merge double și aici. Mai trage un double furios. Yo! Bun, clean, 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 clean. Foarte mișto. Hai să vedem dacă dăm și la ăla sau ne mulțumim cu asta. La alea mare? Ăla mare, că nu-i sal, nu dau la toate. Okay. Dau la ăla, penultimul. Ma, vin. Vin supărați ăștia. Hai, dă-i, dă-i. Nu-i avea, dar e opa, era să mă. Nu-i. Double, băieți, ce-i asta? Ma, n-au dat double. Opa. Opa, s-a oprit, s-a uitat. S-a uitat, s-a uitat, s-a uitat. Au continuat. Merg, merg. Mamă, garda, băieți. Mamă, se cam uita, hai să... Să ne confunde cu... Hai să... Încercăm noile scări de aici. Vedem dacă dăm și un double, încă nu sunt sigur. Că poate mă, știți cum e. Ma. Am dat cu ghidonul în GoPro. Bă, băieți, deocamdată nu o să dau acest double, deoarece mi-am analizat skill-urile și acestea prezintă că există o șansă relativ mare. Nu chiar mare. Nu chiar mare, dar mai bine să stau safe. Să nu prea mai vedeți vloguri în următoarele luni dacă îl dau. Să ajung ca... Să ajung ca domn. Ca mână de fie. Așa că lăsăm pentru o altă dată acest double. Și continuăm cu acest vlog. Iar acum vă las cu niște momente de la acest double pe care l-am încercat în vară și la final am făcut o nefăcută. S-a lăsat numai să vedeți. Dăm cel mai handicapat double. Hai, dă capul meu! S-a rupt bicicleta, ce are? Bă, cum s-a auzit? Bă, bă, am venit aici, unde am venit? Hai de capul meu! Ia, bă, fix în piatra aia. Ia. Cred că ne batem joc de cauciuc un pic. Eu zic să mergem. Mai dau o dată.
drifturi cu piatra. Stai că vreau să sar și pe asta. Bă, băieți, ce aici, bă, s-a adus zăpadă. Am descoperit zăpada. Au adus băieții o zăpada de la Postăvaru. Uite, după, de la Velociped. E aia, Velo, Arena Copilă. Bro, what? Cred că aia e după de la Velociped, dar veniți aici să vedeți zăpadă, ok? Dar ce caută zăpada asta aici? Aruncăm un bulgăre în... Nu rog să stați departe de zăpadă, mulțumesc. N-avem treabă cu ea. Ce rampe? Ce ra... Bro, what? Red Bull Rampage. Are ce fac bă aici? Bă, băieți, eu cred că o să facă ceva cu schiurile aici, că altfel nu-mi explic, adică... Deci zăpadă plus rampă. Oare ce se va întâmpla aici? Dar nu se topește dacă mai vine o zi caldă? Aia zic și eu. Aici se întâmplă niște chestii nebune. Vrei să dai acum drop-ul ăsta? Da, dăm și drop-ul ăsta. Hai că dacă tot am venit aici, dăm și scările astea. Nici nu mai pot să vorbesc de la frigul ăsta. Let's go. Mamă! Mamă, ce prost sunt! Nu mă supărați, ce se face aici? Ești curios. Avem un parcurs de snowboard. Oh. Știți când e? Mâine. Să ținem acum să vedem cum o să fie vremea. Mișto. Dați un subscribe și un like dacă v-a plăcut. Și acum mergem acasă. Și acum mergem acasă, da. Și dacă vreți, mă rog, cred că o să postez vlogul ăsta, că am să fiu aici sâmbătă, să fie ceva, un eveniment organizat de Arena Plată, cu zăpadă și snowboard. Îl postez mâine sau duminică, sau luni. Sau n-am cum, cam în oși. Dar băi, eu sunt natator în part-time. E campion, triatlonist. Are niște mușchi și face și calistenice. Exact, calistenice, d-alea, nebunii. Hai. Hai, pa, pa. Hai că cobor și eu pe aici. Acțiune. N-a spus nimic.